în apa botezului, în această zi deosebită din viața familiei Martin, a intrat sora Evelina. Noi îi spunem Eve. Eve Martin, încă Martin. Cea mai minunată zi din viața ei este faptul că Evelina a ales în mod rațional să-L urmeze pe Hristos. Și vom pune câteva întrebări. Sora Evelina, crezi tu că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El a murit pentru păcatele tale și păcatele tale sunt iertate, toate păcatele tale, în numele Lui Iisus Hristos? Da, cred. Alegi să-L urmezi pe Hristos. Până când vrei să-L urmezi pe Hristos? Până în veșnicie. Dumnezeu să te ajute! Pe baza mărturiei tale, pe baza martorilor văzuți și nevăzuți, noi îți facem botezul în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin! O schimbare aș vrea în viața mea și e tare să primesc la Golgota viață nouă. Prin Iisus am dobândit, îți mulțumesc că m-ai mântuit. O schimbare, aș vrea în viața mea și e tare să primesc la Golgota viață nouă. Prin Iisus am dobândit, îți mulțumesc că m-ai.